Dragi telespectatori, probabil că sunteți la curent cu ancheta pe care o face televiziunea noastră în ceea ce privește uh, festivalul Tiamo, uh, modul cum s-a încheiat uh, contractul între uh, persoana fizică uh, Teodora Dobricăi uh, și primăria Onești, pentru că vorbim aici de o marcă înregistrată, Tiamo și Apollo Music uh, uh, Onești, uh, marcă înregistrată, de fapt, pe două nume. Uh, Toadera Dobricăi și Constantin Constandache, mai era un nume acolo pe site-ul OSIM. De ce am făcut această anchetă? Pentru că am primit la redacția noastră zeci de telefoane din Onești și nu numai, chiar și din rândul celor din străinătate, pentru că televiziunea exclusiv TV se adresează în special românilor și oneștenilor de pretutindeni, care ne-au rugat să deschidem o anchetă, pentru că s-a cam umplut paharul la Casa de Cultură a Sindicatelor din Onești. Așadar, ne-am gândit că ar fi interesant să urmărim îndeaproape acest lucru, și am început încă din ziua în care s-a ținut ședința de buget a Consiliului Local Onești unde la anexa a 4 a apărut o finanțare, așa într-o mică paranteză, și desigur fără dezbatere publică, ceea ce m-a deranjat foarte mult ca și cetățean al Oneștiului, o finanțare pentru festivalul Tiamo. Și Continuăm seria dezvăluirilor la televiziunea exclusiv TV pentru că avem povești interesante despre ce s-a întâmplat la Casa de Cultură în ultimii cel puțin 25 de ani. Aproape peste 20 de ani directorul la aceste case de cultură a fost domnul Teodor Adobric, pe care îl invităm și cu această ocazie, dacă dorește, este cred că a patra, a cincea solicitarea noastră, să dea un drept la replică la materialele pe care noi le difuzăm în emisiunile noastre, la declarațiile pe care le facem atât în rețelele de socializare, dar și în discuțiile publice pe care noi le prezentăm. Lângă mine este un cunoscător mai îndeaproape al Casei de Cultură. Pentru că a colaborat foarte mult timp cu această casă de cultură, un prieten de al nostru care a avut și are o activitate culturală deosebită. Este vorba de Justin Gondos. Justin, bine ai venit la televiziunea exclusiv și mă bucur foarte mult că putem împărtăși câteva amintiri în ceea ce privește activitatea pe care a avut-o tu în cadrul Casei de Cultură. Bine v-am găsit, mă bucur pentru existența acestei televiziuni, așa pentru început să zic și eu un bun venit tuturor telespectatorilor noștri. Bine v-am găsit din nou și pe dumneavoastră și mă bucur de faptul că suntem împreună pentru a discuta anumite probleme, nu neapărat personal, care ne deranjează personal. Informativ. Informativ pentru oneșteni, pentru toți cei care ne privesc, să scoatem la iveală anumite nereguli care se... Eu am spus adevărul, tu ai spus neregul, înseamnă că știi mai multe. Știu pentru că am avut o activitate, după cum bine știți, îndelungată la Casa de Cultură. Cam câți ani? Cam din ce perioadă? Dacă eu acum am 31 de ani și închipuiți-vă de la vârsta de 15 ani, zi de zi, voluntar, salariat, nesalariat, cum vreți dumneavoastră, am fost prezent zi de zi în Casa de Cultură. Asta înseamnă am că... Am crescut în Casa de Cultură. Foarte frumos. Asta înseamnă că îți place uh, activitatea culturală, înseamnă că uh, ai iubit acest domeniu și ai depus suflet în tot uh, ceea ce ai făcut. Uh, o să te rog, Iustin, să ne spui care a fost reacția ta în momentul în care ai aflat de ancheta jurnalistică a televiziunii noastre. Reacția mea a fost una de... Nu știu, nu e bine să spui răzbunare sau ceva de genul. Nu, dar nu fost, ne gândim să facem lucruri. În vedere prin ce am trecut eu personal cu evenimentele care le-am organizat în decursul timpului și am fost înșelat, pot să spun. Am acceptat cu mare drag să vă fiu alături și să vă dezvălui câteva dintre neregulile care se întâmplă acolo în speță la Tiama. Dă-ne câteva exemple. Nu, până la teamă aș vrea să, să discutăm despre nemulțumirile tale, că mi-aduc eu aminte că ai venit odată, ne-am întâlnit, de fapt, ocazional, organizai, mi-aduc aminte, un spectacol chiar de Crăciun parcă era, sau de sărbători, în care tu ai făcut niște eforturi deosebite și am înțeles că până la urmă, deși ai închiriat sala respectivă sau ai dat niște bani la Casa de Cultură, te-au scos până la urmă afară în fric să, să ții spectacol. Cum a fost atunci? Da, deci acest lucru s-a întâmplat acum chiar anul care a trecut pe 6 decembrie, când eu organizez ca în fiecare an spectacol cadouri muzicale de Sfântul Nicolae, ocazie cu care lansez și CD-ul de Colinde. Să o luăm pas cu pas, M am căutat sponsor, tot ce era nevoie, mi-am invitat artiști cunoscuți, nu știu dacă pot să cunoscuți. le dau numele, da, da, da. Uh, Mitrița Cămară Velicu, care îi mulțumesc, Aurica Totoliș, de la Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați, au venit oamenii cu soliști de acolo, două microbuze și menționez faptul, nu au avut pretenție nici măcar la benzină. Deci au venit de, de dragul drag că sunt de prieteni cu, tine, cu tine. Da. Uh, Să revenim uh, la acel eveniment. Casa de Cultură a luat, uh, a primit de fapt prin transfer bancar uh, suma de 1600 de lei bani din care normal trebuiau să-mi asigure sala casei de cultură pentru desfășurarea evenimentului, ceea ce nu s-a întâmplat mi, mi s-a dat discoteca casei de cultură, foaierul casei de cultură pentru cei care nu știu unde după aproximativ 60 de minute am fost pistonat să întrerup spectacolul și să-mi iau invitații, să-i pun la masă unde doresc eu fapt pentru care E ceva firesc și cred că oricine ar proceda la fel. Am venit cu întrebarea, pentru ce v-am plătit eu acești bani? La care mi s-a spus destul de clar că nu trebuie să mi se justifice dumnealui ca și director al Casei de Cultură ce face cu banii. Deci cu alte cuvinte se avea domnul Adobri că e un comportament de proprietar ca și cum uh, Casa de Cultură ar fi fost a lui. Uh, foarte multă lume mi-au spus acest lucru pentru că uh, s-a împământenit așa informația că uh, domnul Adobrică el este stăpân în Casa de uh, Cultură și este momentul să spunem lucrurilor pe nume, dar de fapt Casa de Cultură a sindicatelor, așa cum spune din cuvânt, este a oneștenilor. Pentru că oneștenii au muncit în Rafă, în Uton, în Chin Complex și așa mai departe și din cotizația lor de sindicat s-a uh, clădit și s-a cons consolidat această casă de cultură. Deci casă de cultură, ca să ne înțelegem foarte bine, dragi prieteni, este în continuare a oneștenilor. Dar, din păcate, cu un asemenea comportament, așa cum ne spune și domnul Iustin, uh, ne îndoim că, că este un lăcaș în care oamenii pot să vină să facă cultură. Te-am întrerupt. Să revenim la subiect. Tot ceea ce vă spun sunt lucruri care se pot demonstra, și aici am avut ca invitați la acest spectacol și pe domnul primar din Cașin. Împreună cu copiii de la școala din Cașin, în care a, a observat tot ce se întâmplă, am avut corul Cantoresanime Târguagna, care au încercat să intervină. Văzând tensiunea dintre mine și domnul Teodora Dobricăi. Deci, sunt lucruri care se pot demonstra, inclusiv acea sumă de 1600 de lei, care se poate demonstra prin chitanțele de tranzacție de la bancă. De la da. bancă. Da, asta probabil a fost unul din incidentele uh, care s-au întâmplat. Uh, nu voi intra în detalii pentru că, la rândul meu, uh, am avut asemenea incidente. Chiar fiind uh, sponsor la un moment dat al festivalului TIAMO, uh, aveam probleme să-mi pun bannerul publicitar și așa mai departe. Deci, deși uh, achitase în sumele anticipate, am avut tot felul de probleme. Dar nu e cazul meu. Ca să nu. Pară, acum că am eu o problemă cu domnul Adobricăi. Uh, Dar mai sunt. Te rog, uh, domnul Adobricăi, probabil așa a fost obișnuit și îl știu de atâta timp, merge pe principiul de șantaj. Wow. Adică, uh, haideți să vă explic, uh, știți prea bine că sunt deținătorul unui post de radio, să care, iei, să Radio iei. Diamant, care a avut la un moment dat sediul în Casa de Cultură și dacă eu... Uh, ai plătit chirie cât ai fost acolo? Am înțeles că nu. Nu, nu, nu am plătit, plătit? chirie, uh, plăteam curent. Primeai care... chitanță pentru, această, pentru, pentru sumele care le dădeai domnului Adobricăi? Nu, niciodată. Niciodată? Primit, nu, dar eu am zis, eram de bună credință și am zis te ajut cu ce pot, pentru că am sediu aici și închiz ochii, o să te ajut. Dar de ce spun că mergea pe șantaj în momentul când avea lucruri personale la casa dumnealui? Ai lucrat dar... și la casa dânsului în grădină sau oh. unde e pe.? Ani de zile, ani de zile Dar în momentul când nu ieșea treaba bună Sau aduceam pe cineva la radio Cu care nu era în relații prea bune Imediat îmi spunea, vezi ce se întâmplă Că zbor de aici Am înțeles că ai avut cu uh, un anumit invitat uh, uh, Care era invitatul Postului tău de radio Nu era venit acolo la Casa de Cultură Și din ce motive? Că e din alt partid sau cum a fost treaba? Da, nu aș vrea să dau Nu, nu, nominalizăm, nu nominalizăm Dar uh, era un domn primar care nu făcea parte din partidul în care este domnul Adobricăi și uh, în timpul emisiunii, chiar uh, îmi făcea semne, și în pauza publicitară, mi s-a spus ce caută această persoană aici. Da. E, iată, vezi, acum altfel se pun problemele, din momentul în care uh, am insistat să se respecte legea 52 și legea 544. Uh, care obligă la transparență, care dă drepturi presei, uh, desigur, presa are și obligație, nu numai drepturi, uh, probabil că nu te-ai gândit în momentul ăla să ai o replică pentru că erai locatar, cum se spune, în Casa de Cultură. Da, cam așa este și vă repet încă o dată, eu sunt omul de bună credință, adică, adică îmi face o favoare, nu. Uh, încerc să-ți fac și eu o favoare. Așa. Ai mai avut și alte incidente în afară de cel cu, cu primarul și cu, și cu uh, 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 sărbătorile și cu lansarea cd Inci Incidente au fost uh, nenumărate, bine, mai mărunte, mai dar au fost, au fost uh, incidente. Și ai uh, aici uh, o să vorbesc de următorul incident. Aș vrea ca cei care ne privesc, Chiar vă rog, dragi telespectatori, mergeți la Casa de Cultură din Onești și solicitați un spațiu. Să vedem ce răspuns veți primi. Da. Să facem precizarea. Bănuiesc că te gândești la un spațiu pentru cultură, nu da. pentru comerț. Pentru a face un ansamblu sau, știu eu, da. pentru a face repetiții pentru soliști, mergeți și cereți un spațiu. Și acum am să intru în subiect de ce am cerut acest lucru telespectatorilor noștri. Am avut la un moment dat un proiect cu o asociație, o asociație non-profit, prin care ajutam copiii să ni se ofere un spațiu în care să ne desfășurăm activitatea. Că copiii trebuiau să vină să danseze, să cânte, momente de recreere. Puneam la punct anumite activități în parc sau unde le desfășuram noi, dar ca repetiție în Casa de Cultură trebuiau să aibă loc la care mi s-a spus că nu, nu, se poate, că nu au spațiu. Deși, din câte știu eu în toți acești ani, Casa de Cultură pe toate părțile a devenit un magazin de mobil, dacă pot să spun, și la fel nu nominalizăm, dar oneștenii probabil știu despre ce este vorba, fapt care mă deranjează momentul când ești Casa de Cultură a oneștenilor. Consider că oricare dintre dumneavoastră, da, și telespectatori, au dreptul să închirieze o sală pentru a repeta, pentru a-și desfășura activități cultural-artistice, și nu a merge la casă de Cultură ca la un magazin. Acum am prins ideea. Ca principiu, tu spui că nu e o problemă că. Se închiriază la Casa de Cultură, și eu zic același lucru. Pentru că trebuie uh, să, să fie rentabilizată, să-și plătească și ei facturile. Dar uh, vii cu o idee extrem de interesantă, și ai mare dreptate, Justin. Să fi închiriat spații pentru cei care doresc să desfășoare activități artistice mai private, mai, dar care ar fi adus un beneficiu. Aici trebuie să mărturisesc că și eu am fost în această situație. L-am sunat pe domnul Adobrică și am solicitat pentru că vroiam să pun la punct o formație și mi-a spus că nu are spațiu pentru așa ceva. Pentru așa ceva. Haideți să vă mai spun un lucru, deși nu mai este la Casa de Cultură pot să dă, doamna Simona Rusu, care s-a zbătut foarte mult pentru a amenaja, dacă vă aduceți aminte, acea sală de balet al Casei de Cultură, cu tot ce trebuie, o oglinzi, parchet, tot ce trebuie, o sală de balet modernă, urmată și de Marius Crudu, care este alt prieten de al nostru, care a fost... Scos afară cu. Da, da, au fost niște incidente uh, deosebite cu Marius Crudu. O să încercăm să luăm legătura și cu el. De altfel, noi, televiziunea exclusiv uh, online, încercăm să luăm legătura cu toți cei care uh, ne-au trimis mesaje sau cei care apar în discuțiile noastre. Știu și mi-aduc aminte că a fost un mare scandal cu, cu Marius Crudu acolo, deși Marius a reprezentat uh, România cu copiii și la casa Sanremo. de la Sanrem, o tinere, da. Ce deci a reprezentat România și Casa de Cultură, pentru că acolo avea activitatea la San Remo, și a fost scos afară. Cum îți scoți o măsea stricată, cum vorbim noi? Pentru simplu fapt, din câte știu eu și din discuțiile cu Marius Crudu, i s-a mărit chiria și nu. Probabil omul nu își permitea să plătească atât de mult, pentru că trebuie amintit și oneștenilor. Sunt perfect de acord cu ce spuneți dumneavoastră, se închiriază anumite spații pentru a-și plăti și ei facturile, dar sunt niște sume care eu nu am curaj să mă gândesc la ele. Ce știi ce s-a întâmplat cu discoteca Star pentru că Tony nu mai este în oraș? de multe ori s-a plâns că chiria se mărește așa de la o lună la alta. Tu cum crezi de ce o fi plecat Tony, din Casa de Cultură? Mă refer la patronul discotecii Baby Star din Onești care până la urmă a fost nevoit să, să renunțe la această activitate. Uh, prea multe în acest sens nu știu decât uh, ceea ce reușeam să uh, discut cu Toni când era acolo, mai serveam câte o cafea și mai îmi spunea anumite lucruri și am avut mare încredere în domnul Toni pentru că niciodată uh, adică nu era om cu domnul, două fețe spunea lucrurilor pe nume și din câte știu eu uh, dumnealui da, chiar așa era se măreau chirile de la o lună la alta ori uh, acolo în Casa de Cultură nu știu câtă lume mai intra în acea discotecă pentru că renumele casei de cultură și îmi pare rău să aud acest lucru ca instituție, nu Casa de Cultură este uh, pata neagră casă, conducerea acestei case de cultură este acea pată neagră uh, domnul Toni a cedat uh, discoteca altei persoane și nu nominalizez aici care bineînțeles după Aproximativ 6 uh, luni a renunțat. Tot din același motiv. Chiria foarte mare și uh, neregulile care sunt acolo. Adică, pe lângă faptul că eu îți plătesc un exemplu, deci dau un exemplu, o chirie lunară de 2000 de lei, mă pui să-ți mai plătesc uh, apă nu știu cât, curent nu știu cât. Da, la Cam fără acte, așa, nu? Da, sau cum era? Da. Da. Eu vorbesc acum din folclor, din ce poveste și oameni. Sigur că pentru fiecare afirmație trebuie să aduc o dovadă. Dar este o poveste interesantă. Aici nu facem justiție, nu facem discutăm nici... ca între prieteni. Problema este că foarte multă lume se plânge de confiscarea Casei de Cultura a Sindicatului de către Teodora Dobricăi. Ne pare rău să spunem lucrul acesta, dar, într-adevăr, și eu am zis că bai poți să întâmplat cu mine, poate nu m-am comportat eu, sau poate mi-au povestit alții, acum mi-ai povestit și tu și mi-ai povestit și altă dată. M Am zis, domnule, poate e o întâmplare, poate nu înțeleg eu foarte bine cum e mecanismul ăsta de a conduce o casă de cultură, dar din câte văd și sunt convins că în urma acestor interviuri pe care noi le vom mediatiza, vor veni foarte mulți oameni care vor spune același lucru, confiscarea casei de cultură de către uh, Teodor Adobricăi. În sensul că, bine, văd că vrei să spui ceva. Vreau să precizez un lucru care chiar m-a deranjat când a ieșit actualul primar, eu am avut interdicție în Casa de Cultură. Vă poate păi, da, prima? de ce? de ce? De ce? datorită faptului că eu am fost în echipa de organizare în timpul campaniei a actualului primar, am fost trimis chiar de dumnealui pentru a amenaja interiorul sălii Casei de Cultură pentru o ședință în campanie, cu toți. Da, cu tu, barmane, tu erai un bun la toate acolo, la Casa de Cultură, aia. da? Ai avut contract de muncă vreodată cu Casa de Cultură? Am avut în toți acești ani un an de zile, cu jumătate de normă. Da. Cam cât apreciezi tu că ai muncit și că ai fi avut dreptul până la urmă să ai carte de muncă, dacă spunem așa, ca timp, ca ani să spunem chiar și cu jumătate de normă, cam cât timp ai muncit tu, așa cam moaca, cum spun oamenii, fără, ai primit anumite sume de bani, dar foarte mici, probabil. Da, deci, cum spuneam, cu carte de muncă a fost un an, dar fără carte de muncă și nu am avut pretenții de a fi salariat, tocmai din motivul pe care vi-l spun acum, știam nesiguranța salariilor și atunci am preferat să fiu independent și să încerc să fac să fie totul bine. Asta se întâmplă de aproximativ 14 ani. Wow. Wow. Da. da și acum m-am implicat în secretariat, în fosta televiziune, în organizare de spectacole. Am cântat la toate spectacolele moaca, numai să fie bine, dar gata. M-am săturat să umplu găuri, înțelegeți? Nu ți-a fost teamă să dai acest interviu televiziunii noastre? Nu și nici nu mi-este. Deci eu nu am nimic pierdut. Spun lucrurilor pe nume, spun să vadă uneștenii tot ceea ce se întâmplă în Casa de Cultură. Cei care nu vin la Casa de Cultură, iată motivele pentru care nu vin la Casa de Cultură. Bine, cred că ați observat nici liceele nu mai organizează spectacole la Casa de Cultură, adică nu mi se pare normal să plătesc o anumită sumă de bani, iar tu să-mi ții sala să înghezi de frig acolo. Cum se numeau? Confluențe sau cum? Confluențe trotușene se mai ține, dar liceele veneau în general cu preuniversitaria, Miss Boboc, s -au Miss Christmas, s -au toate s-au dus și acum liceenii Încearcă să-și facă aceste activități la diferite cluburi din oraș sau alte săli, la Cinematograful Capitol. De ce, dacă noi avem o casă de cultură pe care trebuie să o folosim în aceste scopuri? Asta este întrebarea, dragi telespectatori. De ce? Nu trebuie să lăsăm așa ceva. De ce? Probabil că. na, acum știți, să mă fac și avocatul domnului Adobri, că poate nu erau rentabile, dar. Mh. Am Bun, îndoiel. Atunci vin eu cu întrebarea, ceea ce am pățit anul trecut. Dacă 1.600 de lei, în condițiile în care domnul Adobrică închiriază sala casei de cultură cu 800 de lei pentru două ore. Eu am, am plătit 1.600 de lei. De ce nu mi-a dat sala casei de cultură? Am avut... Ceea ce ți-a luat dublu că ești de al case, așa. <laughs> am avut discoteca. Îi dau dreptate patronului discotecii. Normal, omul consuma curent, da? Dar din banii care eu i-am plătit pentru a mi închiria sala, domnul acest director, Teodor Adobricăi, trebuia să-i dea acelui om o anumită sumă de bani. Corect? Deci mie, practic, nu mi-a asigurat ce mi-a asigurat la acel spectacol. Două boxe, un mixer și două reflectoare. Atât. Da. Și atunci? O să te rog să-mi spui de ce a plecat Puiu Crețu supărat de la Casa de Cultură, un alt colaborator al Casei de Cultură și de ce a plecat Simona la rândul ei, metodistă era, parcă nu știu exact funcția, oricum se ocupa de foarte multe lucruri acolo și Simona s-a mutat chiar din onește, a plecat. De ce crezi că au plecat acești oameni într-o relație proastă cu domnul director Adobricăi? Da, bine, spuneți de ce cred, pentru că nu știu exact motivele, dar din câte discut chiar și acum, țin o legătură cu doamna Simona pe Facebook cu Puiu Crețu. Bănuiesc că tot din același motiv, salariile, plata puțină, munca multă, pentru că ce este drept, este drept. Dacă ne aducem aminte, Simona. Când era simona la Casa de Cultură erau activități, mi-aduc aminte, mergeam cu microbuzele, la dofteana, la drămâne, spectacole, se organizau. După cum bine observați, atât dumneavoastră cât și telespectatorii, la casa de cultură nu prea se mai face nimic. În afară de acest festival, tiamo, unde intrăm în alt subiect, da, da, vrea să speculăm. Da? Ce spune, ce spune lumea despre nu, acest festival? Eu spun din punctul meu de vedere, și vă dau un exemplu. Chiar acum, la ediția de anul acesta, ediția 20, s-au enumerat toți colaboratorii în decursul a 20 de ani, exact cum a spus domnul director pe scenă, Caucolă. Am voi să ghicesc, numele tău nu a fost prezentat, iar numele nostru, care am ajutat foarte mult la acest festival, nu a nu fost ajutat, Da. Este. Așa, e. Așa a fost? Așa a fost, asta vreau să spun. Deși uh, telespectatorii pot verifica pe și pliante, pe afișe și peste tot, tot ce ați văzut dumneavoastră, afișe prin oraș, pliante, invitații, au fost făcute de mine personal. Vă spun eu dacă nu s-a spus la Casa de Cultură pe scenă. Deci eu am fost exclus din start. Din start. După atâția ani de activitate la tiam. Cam ce personal mai are Casa de Cultură în momentul acesta? Sau la momentul în care tu ai fost, într-un fel, forțat, și o să discutăm despre uh, radio-televiziunea diamant, uh, câți au mai rămas uh, la Casa de Cultură? Ca salariați, nu știu, pentru că acolo este o întreagă familie. <laughs> <laughs> nu știu dacă știați. <laughs> dar, dar, dar. Uh, sunt pensionari care încă lucrează acolo. Uh, mai nou am înțeles că uh, domnul Adobrică i-a adus un nou membru din familie în casa de cultură. Uh, așa în principiu ar fi uh, opt salariați, da, salariat, pensionari, nu știu care ce statut are. Dar uh, Astea sunt alte probleme care chiar nu mă privesc. Hai să vorbim de următorul aspect. N-am pomenit un nume în interviul nostru, sper că nu se supără simpaticul nostru prieten Pârvu Nicolae, cum mai spunem? Pârvu Nicu, Nicu, Nicu Pârvu spunem noi. Sper să nu se supere pe noi pentru că el a reușit totuși să rămână alături de domnul Adobricăi de când a luat la conducere, de când a preluat conducerea Casei de Cultură și până în prezent. Ce relație ai avut-o cu Nicu Pârvu? De colaborare, mă refer. Deci eu am avut și am în continuare o relație pe linia de plutire. Eu, am spus, sunt omul de bună credință și încerc să echilibrez balanța. Pe de o parte mă gândesc că omul, na, având o vârstă șapără, locul de muncă, ceva firesc, ceea ce aș face și eu și oricare altul. Pe de altă parte nu pot să înțeleg de ce nu a avut un cuvânt de spus în momentul când mi s-a întâmplat ceva. Deci el știa mai bine că era mai apropiat de tine și am înțeles că ai avut un incident chiar cu domnul director Adobricăi, da? V-ați bruscat așa un pic amândoi, nu? Cum a da, fost? La acel festival când i-am cerut o coteală de acei bani. Am trebat pentru ce ți-am plătit acești 1600 de lei la care mi s-a dată replică, nu pot transmite, da. dar să vă faceți o idee, eu nu mă justific ce fac eu cu banii pe chirie. Da, da, deci da. asta a fost replica în cuvintele mele, nu se poate reproduce de fapt cum s-ar putea numi Nicu Pârvu dreaptă a domnului Adobrică. Nu, e omul de încredere al, da, pentru că este atât juristul casei de cultură, cât și administratorul casei de cultură. Cum? Administratorul casei de cultură? Deci, acum Casa de Cultură, exact ca Oneștiu, are administrator, nu? Interesant. Uite, lucruri pe care nu le știam. Înseamnă da, că. Lucruri care nu știați. În momentul când. De-aia nu-l acuz pe domnul Pârvu de anumite da, chestii. Da, da, da. Pentru că, în momentul când este o problemă de decizie. Și uh, nu are siguranță, domnul Teodor a adobrit că el bagă la înaintare pe Nicu Pârvu, descurcă-te să iasă treaba bună și el dispare, se duce acasă și dispare, vine după sfârșitul evenimentului, de aia nu-l acuză pe domnul Nicu da, pentru că, că știu, de știu ce... Da. Da, Cum da, merg treburile acolo? Da, el cred că știe cel mai bine tot. Așa că îl invităm și pe domnul Nicu Pârvu să vină alături de noi, să ne spună pentru că suntem deschiși E posibil ca noi să vedem dintr-un anumit punct de vedere anumite aspecte, probabil că domnul Nicu Pârvu uh, ne va spune o altă poveste frumoasă, glorioasă, cum că domnul Adobrică este omul uh, serios, perfect cinstit uh, și așa mai departe. Noi nu putem alege. Aici fiecare spune uh, Fie varianta proprie. Să nu fim răi chiar și domnul Teodor Adobrică. Da, are deci are și părți bune. De... Hai să le spunem. Are, are și calități. Ce calități are de... domnul Adobrică? Uh, calitățile nu pot să vi le spun, dar merg pe ideea că, dacă totuși, după cum bine știți, în România noastră, multe case de cultură sunt închise. Ei, el a reușit. Cum a reușit, cum nu a reușit, încă o mai ține deschisă și mai are acei salariați. Da. Oameni ca tine, sigur, că a reușit să o țină deschisă, <laughs> dar e clar. <laughs> nu, Hai să nu te superi pe mine, știi, dar așa stau treburile. Uh, da de ce nu? Poate că după această anchetă pe care noi am făcut-o în mod serios, vreau să fac precizarea că noi am trimis prin e-mail pe adresa festivalului, i-am trimis dreptul la replică, i-am sugerat numere de telefon, adresă, ca să nu fie motive că nu ne-a găsit. Am și așa, am un vis frumos, I have a dream, cum spune englezul. Poate după această anchetă să redevenim prieteni, și să reparăm dacă se poate repara ceva, dar mă îndoiesc din punctul meu de vedere pentru că foarte multe voci, foarte multe voci ale oneștenilor spun încă o dată, atât din onești cât și cei care au plecat, ne spun că nu se mai poate, că paharul s-a umplut, din păcate, din păcate. Aici vă susțin și eu și de ce spun acest lucru? Pentru că în toți acești ani de activitate la Casa de Cultură am avut și avantaje, dar și dezavantaje într-un procent de 80%, sunt mai mult dezavantaje. Și am ajuns în situația ca și solist, sau cum vreți dumneavoastră. Artist, artist cum vreți dumneavoastră, cei care ne priviți, am ajuns în situația că trebuie să fac ceva, să plec din țară, pentru că în Oneș nu mă mai uh, susține nimeni. Oriunde mă duc, pentru a face o colaborare sau pentru a mă angaja, dezavantaj... A, tu ai fost colaboratorul casei de cultură. Ai avut probleme -a. când ai spus cuiva că uh, eu lucrez, colaborez uh, cu casa de cultură, că am no. înțeles că ai vrut să te angajezi, uh, nu o să spunem unde și cum. Și ți, ce motiv ți s-a spus? Că... Deci mi s-a spus, datorită faptului că ești colaborator cu Casa de Cultură, divergențele sunt prea mari și nu putem. Încearcă Acum, altă dată. Înțeleg eu și să traduc și pentru telespectatori, dacă am înțeles corect. Înseamnă că având divergențe, domnul Adobricăi, sau creând o imagine proastă a Casei de Cultură, etichetându-te ca fiind colaborator al acestei Case de Cultură, ai pierdut anumite lucruri pentru că lumea nu voia să, să știe de. sau n-a lăsat loc de bună ziua, cum se spune, domnul Adobricăi și atunci omul a spus, Doamne, eu cu Adobrică sau cu Casa de Cultură, că el se confundă cele două chestiuni, păi nu te angajez pentru că. Da, a, unde? e? La Casa e clar. Nu? Da, cam așa? E, da, cam așa este, nu, pentru că, că omul, când a, a auzit de instituția Casei de Cultură, care, repet, nu instituția este o pată. Uh -huh. Dar omul uh, o percepe așa cum uh, poate mintea fiecăruia. Când a auzit de casa de cultură, a, tu ești de la casa de cultură. Nu, 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 nu se poate. Nu colaborăm, nu se poate. Ori de spun, uh, inclusiv cu acest radio care îl uh, patronez sau radio cum vreți dumneavoastră, Radio, radio. Diamant, uh, dacă mergeam la un contract uh, și nu dau nume, s-au întâmplat de multe ori. A, ah, voi, tu ești postul de radio al Casei de Cultură, deci inclusiv eu am fost asociat, deși repet, nu am fost salariat decât un an de zile, restul am fost pe cont propriu, dar am fost asociat cu Casa de Cultură și mi s-au închis anumite uși. Am înțeles că și TV1, așa zis, un post de televiziune al oneștenilor care apărea așa un banner, programați-vă telecomanda. Dar și -aia a fost un mesaj înșelător, pentru că oamenii n-aveau la ce să-și programeze, pentru că el nu emitea pe nici pe cablu, nici pe online la vremea... Era o păcăleală, nu? Era e... doar în eter. Deci acea televiziune emitea doar în eter. Cu antena da, de cameră, deci da. Uh, în ultima perioadă a emis uh, aproximativ 6-7 luni și prin cablu. Dar deja era târziu. Uh, Câte persoane erați acolo când ai prins tu perioada de vârf la One TV? Câte persoane, câți redactori erau? Și aici e poveste lungă, dar încerc să scurtez. Absolut. Deci am fost la One TV din clipa în care încă era pe hârtie. Deci de la bun început. La început am fost în jur de 20 de salariați. Vorba vine salariați. Care pe rând au plecat. Eu fiind cel mai deștept, <laughs> Am rămas până în ultima zi. <laughs> Acum ați înțeles despre da, ce e da, vorba. Da, uh, au plecat pe rând, nu se deconta benzina sau, mă rog, pentru activități, în toată lumea. Probabil că au găsit locuri mai bune de în altă parte, da? Da. Ca să fim corecți. de aceea. Eu, plăcându mi de fapt este un microb la mine. Radio, televiziunea și muzica este un microb. și a rămas până în ultimul moment când am fost scoși efectiv din uh, grila RDS. Cum ați fost scoși din priză, cum să spun. <laughs> da, da. Și ajunsesem uh, în ultimul uh, timp, în ultimii 2-3 ani de zile, știți cum e proverbul eu ce eu dau cu capul. Eu porneam, eu reportaje, eu tot ce era de făcut, eu sting fă gondoș. Erai ca Sergiu Nicolaescu. <laughs> <laughs> da. Și bineînțeles, am obosit, uh, și am zis gata. Ce s-a întâmplat cu aparatura uh, din televiziunea respectivă? Aparatura, deși cel puțin în ultimii ani camere de filmat și ce mai era, s-au cumpărat din banii produși de cei care eram de acolo, echipă. de echipă. Implicite emisiunea Cântul Românesc pe Să care Nu spui, spui că au dispărut și alea, că avem o poveste cu instrumentele care au dispărut de la Casa de Cultură prin anii 90. Deliciul presiei, de altfel, la acea vreme, acum nu sunt sigur, dar din câte mi-aduc eu aminte, parcă citisem că domnul că a avut o condamnare cu suspendare, dar încă o dată spun, nu sunt sigur, până deja domnul Francis mi-a spus că o să mi-aducă ziarul. Acum, să nu fie o speculație de presă sau altceva, dar știu că au dispărut niște instrumente, așa au dispărut probabil și astea. Nu le-ai mai văzut pe acolo, asta aparatura. Păi, aici vreau să ajung, eu chiar când am deschis acest radio, mai aveam nevoie până m-am pus la punct cu una cu alta și Chiar am cerut, ba, o lavalieră, un trepied, o cameră, nu mai sunt. Să aflu cu stupoare că au fost vândute fiecare în parte, iar din fosta televiziune mai există o singură cameră de filmat, funcțională, care s-a achiziționat chiar în ultimul an de emisie a ANTV-ului, care bineînțeles că este proprietatea fostului director a televiziunii, domnul Nicu Pârvu. Ceea ce nu este corect, pentru că toată aparatura, în afară de cea care a fost trimisă de cei de la Cluj din rețea, toată aparatura achiziționată în ultimii 5-6 ani din contractele de publicitate pe care le aduceam echipa acolo, a fost achiziționată din munca noastră și consider că acea aparatură trebuia Împărțită, eventual, sau vândută și împărțită, sau folosită pentru, da, anumite activități. Dar nu, nu mai există. Nu mai există nimic. Acum mi-ai dat și o anumită idee, poate se va gândi cineva. Sigur, rolul presei este de a semnala fac încă o dată precizare, noi nu facem niciun fel de acuzații aici, discutăm doar prezentăm niște lucruri mai mult sau mai puțin plăcute rugăm încă o dată pe domnul Adobricăi să lase silențio stampa, să vină lângă noi, să spună și versiunea dânsului în ceea ce privește tot ceea ce uh, interlocutorii noștri au povestit aici la televiziunea exclusiv TV și fiindcă tot veni povestea asta cu, cu disparițiile misterioase din Casa de Cultură, poate se va gândi și Cineva din partea statului român să verifice care sunt bunurile uh, în cadrul acestei uh, case de cultură a sindicatului, să facă un inventar să vedem mai există ceva, mai sunt, dacă da, foarte bine. Dacă nu, asta e, nu știu, nu e de competența presei. Justin, uh, noi îți mulțumim foarte mult pentru interviu pe care ne l-ai acordat și dacă mai ai ceva de adăugat, dacă din. Ceea ce crezi tu că trebuie să afle telespectatorii noștri sau să le dai un mesaj vis-a-vis -vis de tot ceea ce se întâmplă zilele acestea anonești, este un adevărat război mediatic, unii spun că fac bine ceea ce fac pentru onește alții mă critică, mai, acum vrei să distrugi cultura, domnule Ungureanu. Bine, întrebarea e care, că la bibliotecă Radu Rosetti, de exemplu, am descoperit o activitate foarte, foarte bună. La Cinema Capitol am descoperit o activitate foarte bună. Asta o să mă acuze lumea că țin acum cu primarul Neghină. Nu, nu am probleme cu politica, dar eu în ceea ce privește cultura chiar îmi place să recunosc atunci când sunt lucruri bune. Muzeul de asemenea un alt proiect și o să-l semnalăm chiar în discuția noastră rugăm toți oneștenii care au un punct de vedere vis-a-vis -vis de tendința de intenția de a se muta muzeul în biblioteca adică să se părăsească acea clădire a muzeului și să se mute cu totul în biblioteca Radu Rosetti. eu sunt la dispoziția dumneavoastră ce ar mai fi de completat pe finalul interviului nostru, Iusten? Pe final, eu am încercat în mare să vă spun cam ceea ce m-a deranjat și ce știu. Aș vrea să transmit telespectatorilor dumneavoastră, dragi oneșteni, nu vă lăsați duși de nas, nu vă lăsați dus cu preșul și haideți împreună să scoatem la iveală, dacă mai sunteți, cum spunea și bunul meu prieten Eugen, dacă mai sunteți care ați avut probleme cu Casa de Cultură sau ceva ce ne, ceva nemulțumit, Vă așteptăm pentru a afla toată lumea, de fapt, ce se întâmplă într-o casă de cultură care trebuie să fie a dumneavoastră, celor care ne priviți și să vă desfășurați, ne desfășurăm activitatea culturală în această clădire, această instituție. Vă mulțumesc pentru amabilitate și cu mare drag voi fi, voi răspunde prezent de câte ori voi fi solicitat. Mulțumim foarte mult, Iosin. Așadar, dragi oneșteni de pretutinde, în televiziunea noastră, este întotdeauna în interesul cetățeanului. Noi ne declarăm în acest fel pentru că numai așa vor avea posibilitatea și vor găsi un loc unde cetățenii pot să, sigur, sunt și alte instituții cărora se pot adresa, dar noi suntem cei care suntem deschiși permanent la orice opinie, inclusiv cei care ne-au criticat pentru această anchetă. Noi le mulțumim foarte mult. Dacă s-au strecurat în interviurile noastre anumite greșeli ale noastre că nu suntem perfecți, vă spun uh, foarte sincer, uh, suntem oameni și noi putem greși. Uh, tocmai de aceea am dat drept la replică atât instituțiilor implicate cât și uh, casei de cultură a sindicatelor reprezentată de domnul Teodor Adobricăi. Până la următorul interviu incendiar care va face dezvăluiri extraordinare despre această poveste nemaipomenită a casei de cultură, Eugen Ungureanu vă spune la revedere!